În comunitate. În comunitate. Cu Ioana Brușten. Exact aici suntem, 14 și 14 minute, în comunitate, împreună cu invitatul ediției, domnul Andrei Alexandru, secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Bine ați venit la București FM, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, bine v-am găsit! Iar în România, dragi prieteni, în această după-amiază se desfășoară prima gală a cercetării românești. Am spus eu puțin mai devreme că foarte multă vreme, mult prea multă vreme, cercetarea a fost considerată un fel de cenușăreasă, cam așa a fost tratată și iată că, în sfârșit, lucrurile se schimbă. De ce o gală a cercetării românești? Pentru că. Excelența românească în cercetare schimbă lumea și e cazul să recunoaștem acest lucru și foarte bine că se întâmplă. Acum, pentru început, domnule Alexandru, chiar schimbă lumea? Sună extraordinar acestă, acestă, această declarație. Chiar așa este, cercetătorii români sunt atât de puternici? Cercetarea și inovarea, practic, reprezintă motorul pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile. Atunci când vrei să ai performanță în economie, trebuie să investești în cercetare. Iar actualul guvern a înțeles lucrul ăsta și semnalul cel mai important a fost majorarea substanțială a bugetului cercetării cu un procent de 70% față de execuția din anul anterior. Este primul semnal și. An de an de aici înainte vom urmări să avem această creștere graduală de buget, să investim în cercetare, să investim în inovare, iar evenimentul din această seară ne arată cât se poate declar că avem și de ce să investim, pentru că vom vedea niște rezultate de excepție obținute de cercetătorii români, atât cei care activează la instituțiile de învățământ uh, și de cercetare din România, cât și cercetători din diaspora. Exact în această seară vor fi premiați și cei de aici, de acasă, și cei care lucrează peste granițe. De fapt, gala de astăzi, după cum declarați, dorește să devină o tradiție. Să fie în fiecare an premiați, impulsionați, provocați să gândească și să creeze tot mai multe lucruri inovatoare. Așa este. Este prima ediție. Deci este începutul. Prima, prima ediție a Galei Cercetării. An de anul te, de aici înainte vom, vom premia rezultate ale cercetătorilor. La această primă ediție acordăm patru premii mari, patru premii importante, două pentru categoria de cercetători cu experiență și două pentru categoria de cercetători tineri care au o vârstă sub 40 de ani sau mai puțin de 10 ani de la obținerea primului titlu de doctor. La cercetătorii seniori vom premia o dată individual cercetătorii individual și o dată echipe de cercetare. La fel și la tinerii cercetători vom avea aceeași abordare, un premiu individual și un premiu pentru echipe de cercetare. Vreau să vă spun că am avut foarte multe aplicații. Adică 500... cei care s-au înscris, exact, da? cei care s-au înscris 529 și vorbim de cercetători de excepție. Toate aplicațiile sunt bune. Toate aplicațiile au fost de calitate, dar dintre acestea s-au remarcat un număr de 8 în finala de la cercetători seniori, atât la individual cât și la echipe, și un număr de 5, așa au stabilit juriile, la cercetători tineri, atât partea de individual cât și partea de echipe. Ei, dintre acești finaliști, fiecare dintre ei va primi o, o diplomă de excelență pentru că sunt oameni cu realizări remarcabile. Unul însă va primi trofeul. Deci va fi acea aplicație care iese în evidență în fața celorlalte. Nu înseamnă neapărat că e mai bună, ci o aplicație care e puțin mai evidențiată, a fost puțin mai evidențiată de către membrii jurului. Repet, toți finaliștii sunt foarte buni. De asta nu dăm premii. Premiu 1, premiu 2, premiu 3. ci dăm diplome de excelență celor care au. S-au calificat în finală, și sigur marele premiu pentru aplicația care a s-a remarcat în fața tuturor. Am înțeles că mai există un pas înainte de stabilirea marelui câștigător, se mai face încă un soi de selecție, vor fi primii trei de la fiecare categorie nominalizați. Până, până la urmă, așa era, așa era inițial să avem trei finaliști. Doar că juriile au, au decis că sunt niște aplicații extraordinare, că avem niște oameni cu rezultate de excepție și că nu putem alege doar trei, și trebuie să alegem mai mulți. Asta este decizia jurilor și vreau să vă spun că din aceste jurii au făcut parte personalități remarcabile. E vorba de președintele Academiei Române, domnul Ion Aurel Pop, e vorba de Ioan Dumitrache, secretarul general al Academie, Academiei, domnul academician Andruh vicepreședinte al Academiei Române, doamna academician Maia Simionescu, foarte mulți profesori universitari, atât din țară, cât și din străinătate. De exemplu, avem pe doamna Alice Wancea de la Oxford, la jurul pentru, pentru tineri. Membrii jurului sunt personalități remarcabile și dacă dânsii au stabilit că trebuie să evidențiem mai mulți aplicanți care să intre în această finală, noi nu ne-am ne putut opune deciziei membrilor jurului. Este am, clar că, clar că juriul da, este de înaltă ținută, dar pe de altă parte vestea este foarte bună, adică să fie atât de multe bă, idei bă, geniale încât să nu le poți lăsa în afara nominalizărilor. extraordinare. Am avut foarte mulți cercetători care au aplicat cu indici hirși de trei cifre. Peste 100. Vă rog să ne explicați ce înseamnă Indicele asta pentru Indicele Hirsch este un, un indicator care, începțând în zona științelor exacte, evidențiază performanța academică sau impactul rezultatelor, pentru că cuantifică numărul de citări și calitatea uh -huh. citărilor să ai un indice Hirsch, chiar și de două cifre, de exemplu la matematică, eu sunt un matematician, un indice Hirsch peste 15 peste un indice Hirsch foarte bun. Gândiți-vă că noi am avut aplicați cu indice Hirsch peste 100. Uh -huh. Deci oameni extrem de valoroși, asta pentru științe exacte. În zona științelor umaniste, indicele Hirsch nu este foarte relevant, sunt alți indicatori care contează acolo, însă și în zona, inclusiv în zona științelor umaniste, am avut aplicații foarte bune de asta și între finaliști dacă vă uitați se regăsesc cercetători atât din partea de științe exacte, e vorba de matematică, fizică, de științe inginerești, de științe biomedicale, exact. medicină, biologie și de științe socio-umane. Exact asta vreau, cu asta vreau să continuăm, pentru că uitându-mă pe lista nominalizațiilor, am văzut acolo ca domenii medicină, inteligență artificială, chimie, laseri, astrofizică, psihopedagogie, artă teatrală, adică chiar a, a fost din o toate echilibrată. Așa a decis juriu și mă bucur că așa a decis. Noi de la minister să știți că nu am impus, nu le-am spus cum să facă jurizarea. Sunt niște oameni o imensă reputație internațională care cu siguranță știu să facă o o jurizare așa că nu le-am dat noi criterii sau indicatori general la care să se raporteze iar dumnealora au decis și mă bucur că au decis să avem o distribuție echilibrată între științele exacte și științele socio-umane și sunt de toate, sunt chiar e, din toate domeniile, paleta este una uh, extrem uh, de largă. Foarte interesantă și ideea că sunt uh, atât tineri sub 40 de ani pe lângă cercetătorii cu experiență, pentru că întotdeauna uh, cel puțin la nivel verbal se spune că tinerilor trebuie să li se dea o șansă, că tinerii trebuie să uh, poată să demonstreze, dar nu totdeauna se și întâmplă așa. Așa este. De asta am și avut în vedere să splităm aceste premii, pentru că e greu să compari un tânăr de 30 de ani cu cineva care are 70 și a făcut 40-50 de ani de cercetare. Evident că cel care a făcut 50 de ani de cercetare a avut suficient timp să obțină niște rezultate poate mai, mai valoroase, dar la tineri ne uităm. În acea perioadă în care au făcut ei cercetare, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani, ce rezultate au obținut și care este impactul rezultatelor obținute. E, e firesc să ai două categorii de premii și să diferențiezi cumva între cercetătorii seniori și tinerii cercetători. De unde vin oamenii aceștia? Vin de la universitățile din țară, sunt și din diaspora, după cum sunt, am spus. Sunt, sunt institutele de cercetare, universitățile, cum se creează Tot aceste Sistemul echipe. de cercetare a fost implicat. Deci, aplicanții. Trebuiau să facă parte chiar inclusiv din uh, companii private, să știți că am avut aplicanți. Am avut din de uri adică din Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare, am avut din Academia Română, am avut din universități și am avut și din IMM-urile care fac activitate de cercetare. Asta raportat la cercetătorii din țară. Și desigur am avut și din marile centre uh, universitare de peste hotare, am să numesc Harvard, uh, da? Eu, doar un exemplu, nu vreau să se supere cineva. Sunt de la Cambridge, sunt de la universități de renume, și de renume mondial, de pe primele poziții din, în topurile care se realizează la nivel internațional. Deci avem români care fac cercetare de excelență atât în țară cât și în străinătate. De este important de precizat că sunt foarte mulți care fac cercetare și în țară. În ciuda faptului că în anii anteriori condițiile în cercetare nu au fost cele mai bune. Și eu sper că de acum înainte lucrurile astea se vor regla. Iar începând de anul ăsta, odată cu majorarea bugetului cercetării. Ce spuneam mai devreme cu cenușărea sa, multă vreme așa a fost cercetarea, acum hai să nu ne ascundem o cenușărea și și îi povesteam invitatului nostru înainte de a intra în emisie, că la vremea când eu îmi făceam teza de licență, cercetătorul cu care lucram la un astfel de institut de cercetare îmi spunea, amărât, deși un om cu extrem de bă, frumoase realizări și brevete de invenții, și o carieră întreagă în spate, că avea salariul mai mic decât femeia de serviciu a fabricii pe lângă care era institutul respectiv de cercetare, ori astfel de lucruri sunt absolut anormale și Așa cred că era vă cazul vă să, se, să se termine. Sigur. Pe asta se întâmplă. Deci, v-am spus, de anul acesta, abordarea în cercetare este complet diferită față de ce s-a întâmplat nu de anul acesta, hai să spunem din 2022 de când s-a majorat, majorat bugetul, că și anul 2022 a fost un an bun. Anul 2023 eu sper că va fi și mai bun și de aici înainte să fim pe un trend care să asigure stabilitate și predictibilitate pentru Ceea ce e foarte important, predictibilitate. Pentru că am, pove am pomenit de tinerii cercetători. Vreau să vă întreb, vin uh, tinerii absolvenți către acest domeniu? Aleg cercetarea Acum să vă spun sincer, în ultimii ani am avut, din păcate, un deficit de resursă umană în zona cercetării, tocmai datorită veniturilor și datorită faptului că nu au fost suficient de multe competiții de proiecte de cercetare. Anul acesta ne dorim să reluăm competițiile, să lansăm cât mai multe competiții. Bugetul ne permite și asta ar fi sigur o foarte bună motivație pentru... Tinerii, în special pentru tineri, ca să aleagă o carieră în cercetare. Pentru că atunci când câștigi un proiect de cercetare, venitul crește substanțial. În cadrul proiectelor de cercetare, un cercetător senior poate câștiga și 50 de euro pe oră, iar un cercetător, știu eu, mai tânăr, ajunge și la 35. Asta este nivelul maxim, dar este totuși o sumă suficient de bună, pentru că dacă ai o normă de 8 ore sau chiar de 4 ore, pe zi, în acel proiect de cercetare, te poți duce la un salariu suficient de generos față, care să adaugă salariului de bază. Aha. Este o provocare atât din punct de vedere material, cât și o provocare intelectuală. Adică există uh, cauzele care să-i atragă înspre o, o carieră în acest sens. Da. Deci pe lângă, pe lângă nivelul salarizării, sigur și condițiile de muncă trebuie să fie mai bune. Să ne uităm și la infrastructură, că nu poți să faci cercetare doar cu omul, trebuie și echipamentul. Sigur că trebuie să investim în resursa umană. Asta e un lucru care sau, mă rog, pe care nimeni nu poate să-l tăgăduiască, dar pe lângă, pe lângă asta trebuie să avem și echipamente și condiții și o infrastructură de cercetare similar uh, statelor dezvoltate din vestul Europei. Pentru că nu poți să faci cercetare, de, nu știu, dacă lucrezi cu un echipament vechi de 40 de ani care nu mai funcționează. Corect. Dau și dacă vrem să ne comparăm cum se tot întâmplă. Adică dacă vrem să fim și noi luați în lumea bună a realizărilor, a descoperirilor tehnologice, a noutăților, atunci trebuie să ai și uh, infrastructura ca să poți ajunge acolo, să poți Do lucra. Doi piloni principali, resursa umană și infrastructura. Premi nu se poate una fără cealaltă. Clar, clar. Premiile care vor fi decernate astăzi, și poate nu doar premiile, poate toate aceste nominalizări, lista scurtă care da? a rămas în final, vor însemna mâine și o prioritizare a investițiilor? Oare? Eu așa sper. Eu așa sper, pentru că și în Strategia Națională de Cercetare Inovare și Specializare Inteligentă, pe care noi am adoptat-o recent, punem foarte mult accent pe parteneriat între sistemul public și mediul privat. Este foarte important ca atât noi de la buget să contribuim cu o anumită sumă de bani, dar să existe și companii care fac activitate de cercetare și inovare și care să investească în parteneriat cu sistemul public. Doar așa ne putem dezvolta. Nu este suficient doar noi, statul, să venim cu bani. Trebuie să existe această colaborare dintre sistemul public și sistemul privat. Și vom avea o serie de competiții dedicate acestei. Acestui, acestui tip de colaborare. Una chiar prin PNRR. Recent a fost finalizată investiția numărul 5 din componenta nouă a Planului Național de Redresare și Reziliență, prin care s-au înființat șase centre de competență în sistem public-privat, cinci universități sau institute de cercetare și 5 organizații de cercetare de public, plus 5 IMM-uri care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare și care au ca scop desfășurarea de activitate de cercetare în domenii corelate cu cele 5 misiuni ale Uniunii Europene. Deci e vorba de cercetare aplicată în sistem public-privat. Bugetul total al investiției a fost 25 de milioane de euro. Asta este doar un, un singur punct. Pe lângă asta, în Planul Național de Cercetare dezvoltare și inovare, avem prevăzut un program special care se numește Parteneriate pentru Inovare, în care vom face cercetare tot în sistem public-privat, adică vine o organizație de cercetare de drept, de drept public care se asociază cu un IMM, cu o întreprindere și împreună obțin niște produse care trebuie transferate în economie, pentru că până la urmă acesta trebuie să fie efectul. Activității de cercetare-dezvoltare, acele rezultate să se regăsească aplicate undeva, în zona economică, în industrie sau să, fac, sigur, să asigure o contribuție pentru cultură în cazul cercetării fundamentale. Probabil că această legătură între verigi poate că a lipsit până acum. Din păcate, da. Chiar vorbeam cu profesori români de diverse grade în sistemul academic care lucrează în Marea Britanie și care exact asta îmi spuneau, în momentul în care ai normă didactică, ești obligat să prestezi, adică asta este fișa postului, și activitate de cercetare. Iar activitatea de cercetare înseamnă obligatoriu că rezultatele pe care tu vrei să le obții le prezinți mai departe autorităților care le vor integra în uh, proces de investiție, de implementare. Adică Nu, nu toată lumea se ocupă de cercetare pură. Uh, cercetăm ca să îmbunătățim ceva exact. Ce faceți voi? Asta facem. Bun, asta se poate finanța și o să o punem în practică. Adică mergem până la capătul. Uh, asta, asta, e, asta este ideea. Sigur, avem și cercetarea fundamentală pe care nu Există, putem da. să, o, să o renegăm pentru că în domeniul socio-uman, de exemplu, rezultatele cercetării se sunt benefice pentru cultură, nu neapărat pentru economie, nu aplică în rezultate din istorie în economie. Asta nu înseamnă că trebuie să renegăm istoria, trebuie să finanțăm în continuare și partea de cercetare basic, dar cu accent pe partea de inovare și de transfer tehnologic. Pentru că tocmai transferul tehnologic ne face să vedem utilitatea rezultatelor obținute în cadrul activității de cercetare științifică. Așa aducem plus valoare, așa realizăm creșterea economică sustenabilă. Prin tech transfer, prin transfer tehnologic. Ați spus că urmează de acum încolo o serie, sau ați gândit, ați pus la cale o serie de, de competiții care să impulsioneze tot fenomenul acesta al cercetării. Sigur. Odată cu adoptarea Planului Național Cercetare, Dezvoltare și Inovare numărul 4, lucrul ăsta s-a întâmplat în octombrie, HG 1188, că nu mă înșel din 2022. Vă cred pe cuvânt, <laughs> nu știu. <laughs> Așa. Deci odată cu adoptarea planului național, am deschis calea lansării de competiții. Vor fi o serie de competiții care continuă vechile competiții din PN3, deci practic sunt o prelungire firească, în special cele din zona resurselor umane. Pentru că trebuie să, am spus, aceste competiții trebuie splitate înspre resursă umană, dar și în zona instituțională, cât și în zona de parteneriat public-privat. Și vom avea așa. Competiții pentru resursă umană, mă refer la burse doctorale, postdoctorale, proiecte de tinere, echipe de cercetare, prin care urmărim păstrarea în țara resurse umane înalt specializate. Asta e foarte important pentru că ne pleacă tinerii, Clar. ne pleacă pentru că nu au acces la fonduri. Și odată ce lansăm competițiile, cei foarte buni vor primi aceste proiecte de cercetare, vor avea o majorare de venituri, automat. Pe lângă aceste proiecte pe resursă umană, avem și proiecte prin care vom stimula performanțele instituționale, adică nu mai dăm bani așa și nu știm ce se întâmplă cu ei. Acele unități de cercetare care cu adevărat fac performanță vor primi o finanțare suplimentară. Pe lângă finanțarea de bază, vor primi prin planul național o finanțare suplimentară de excelență, în raport acordată în raport cu rezultatele obținute în activitatea de cercetare dezvoltare. Și avem un foarte, o foarte largă paletă de uh, programe pentru, pe zona cercetării aplicative. Și aș începe aici cu programul Parteneriate pentru Agenda Strategică, o programul Provocări, este un program mai mare care este splitat în mai multe subprograme. Programul Provocări prezintă acea cercetare în domenii bine definite, fără a limita abordarea, maniera de abordare, dar prin care se, obține, se urmărește obținerea unor rezultate concrete în domenii de mare interes, precum sănătatea, de exemplu, energie, climă. Sunt domenii de, de mare actualitate și aici am spus că vom avea o serie de subprograme parteneriate pentru agenda strategică. Agenda strategică de cercetare e practic complementară specializărilor inteligente și urmărește cercetarea în domeniile acestea de interes național pe care le-am le -am menințat anterior. Vom avea misiuni naționale, vom avea centre de excelență, vom avea aceste parteneriate pentru inovare deci în noul plan de cercetare, dezvoltare și inovare punem un foarte mare accent pe zona de cercetare aplicată, pentru că ne dorim ca rezultatele obținute în activitate de cercetare să se regăsească transferate în economie. De asta și astăzi vom acorda pe lângă cele patru mari premii de care v-am spus și niște premii speciale ale Ministerului pentru transferul în economie, pentru cercetarea interdisciplinară, adică nu facem cercetare doar într-un domeniu fixat, ci încercăm să aplicăm rezultatele obținute într-un domeniu, în alt domeniu, pentru impactul la nivel mondial a rezultatelor cercetării. Ne interesează, suntem focalizați pe chestia asta, vom investi foarte mult și în parteneriatele internaționale, pentru că cercetarea nu ține cont de granițe. Nu se desfășoară cercetarea doar în România și rezultatele rămân acolo. E foarte important să avem niște parteneriate solide la nivel internațional. Finanțăm din nou domeniile strategice, pentru că avem rezultate. El este un proiect foarte bun. Chiar în, în ciuda aceea ce se spune, noi avem rezultate bune acolo, dar iar iarăși, trebuie să, să exploatăm ce avem noi. Avem Dunăre, avem Mare, trebuie să facem cercetarea în domeniul respectiv pentru a obține niște rezultate în racord cu particu particularitățile pe care le are România. Putem să facem și cercetare în domeniul aerospațial. Și vom face asta prin ROSA, prin Agenția Aerospațială Română. Este programul STAR. Deci avem și pe lângă programele acestea strategice vom, vom mai avea și un program de conectare a științei cu societatea, prin care încercăm să facem vizibile în societate rezultatele cercetării. Pentru că oamenii până acum vedeau, nu știu, cercetă, pe cercetătorii îi vedeau așa, ca niște persoane care fac niște lucruri pe care nimeni nu le înțelege. Adică să le aducem <laughs> Asta, la înțelegerea Rezultatele cercetării tuturor. trebuie să fie, cuno să fie făcute cunoscute pentru publicul larg. Uh, toate, aceste, toate aceste planuri sună foarte bine, toată această uh, desfășurare de forțe presupune foarte multă muncă, tot ceea ce a spus dumneavoastră, înființarea, o serie de structuri, uh, constituirea de echipe, adică e o chestiune organizatorică masivă o să se întâmple în practică. Știți, asta orice uh, cârcotaș ar putea să vă întrebe. Sau nu neapărat cârcotaș, dar sceptic. Pentru că, din păcate, iarăși, din păcate, uh, românii s-au obișnuit uh, de multă vreme să audă planuri, să audă lucruri expuse, vom face, vom drege, se va întâmpla și să se cam piardă pe parcurs. Uh, sigur, da. Unul dintre argumentele pe care le am este majorarea bugetului. Acest lucru s-a întâmplat. Erau foarte mulți cărcotași care anul trecut râdeau de noi când vă spunem, ai lansați voi la cercetare, competiții noi. Păi uite că putem. Acum suntem în situația în care avem aproape o dublare a bugetului, o majorare cu 70% a bugetului în 2023 față de 2022. Ceea ce ne face să putem discuta acum de noi competiții. Dacă nu aveam buget, sigur că toate discuțiile astea erau un van. Dar în momentul de față avem buget, mai mult decât atât gândiți-vă că vom bugeta practic 2-3 luni de anul anul acesta, fiindcă atunci când lansez o competiție trec niște etape, scheme de ajutor de stat, aprobarea pachetelor de informații, lansarea, lăsarea în transparență și derularea efectivă a procesului de evaluare care durează 4-5 luni. Asta înseamnă că primele contracte se semnează undeva în toamnă, octombrie-noiembrie. Asta înseamnă că bugetăm pe credite bugetare doar 2-3 luni, restul sunt pe credite de angajament. Ceea ce înseamnă că putem lansa și mai multe competiții pe aceste credite de angajament cu derulare în anii, anii ulteriori, Iar anul acesta bugetăm 2-3 luni în funcție de când terminăm procesul de evaluare. Dar un lucru este sigur, că se vor lansa competiții noi. Asta este cel mai important și asta este ceea ce trebuie să știm și să reținem. <laughs> uh, pentru că ați povestit despre resursa umană, tinerii care pleacă din țară, tinerii capabili, dotați și care pleacă din diverse. Motive. Pentru că aici nu găsesc ceea ce caută. Pentru că baza materială a universităților sau a institutelor mm. în afară este mai bună, specializările poate sunt mult mai atractive. V-ați gândit să faceți ceva și uh, la nivelul acesta, să uh, apropo de încercarea de a-i face să rămână în țară. În uh, universitățile vestice există acel an. De practică în industrie sau în care e intercalat între anii de studiu de universitate și face legătura cu mediul de cercetare, cu mediul uh, industrial, economic. Stagii de practică, poate la asta. Un, un soi de practică. Avem instrumente prevăzute, încă nu le-am operaționalizat, dar avem instrumente prevăzute în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, tot în cadrul programului larg de resurse umane. Spre exemplu, unul dintre programele dintre subprogramele acestui program mare vizează plata salariilor de la stat pentru tineri pentru primele 24 de luni. Este un program da, pentru tinerii care fac cercetare, încă nu s-a stabilit ghidul, pachetul de informații ca să vă pot da detalii concrete, însă la nivel, la nivel general, avem un program pentru asta, să le plătim salariile, tocmai pentru a încuraja unitățile de cercetare să preia acești tineri, să preia cât mai mulți tineri. Și pe lângă salariul de bază, v-am spus, ei vor putea accesa începând de anul acesta. Proiecte de cercetare în cadrul noilor competiții, fie burse doctorale, dacă vorbim de doctoranți, fie programe de cercetare postdoctorală, dacă vorbim de tineri care au un anumit număr de ani, 3-4-5 ani de la finalizarea doctoratului, fie că vorbim de tinere echipe de cercetare, unde intenționăm și să creștem bugetul per, bugetul per competiție odată și bugetul per proiect de cercetare în raport cu anii anteriori. Deci, cei foarte buni, că până la urmă ne interesează să rămână cei înalt calificați, asta este, este scopul, cu siguranță vor găsi un proiect de cercetare pe care să-l câștige și să aibă atunci un venit decent. Pentru că în momentul de față un tânăr câștigă foarte puțin. Raportat, dacă vă spun în Academia Română că de acolo provin eu și salariile sunt mici, 3.000 de lei, cam aici, și sub 3.000 de lei net, chiar un cercetător senior câștigă 6.000 de lei, nu e vina nimănui, e vina, mă rog, e vina. E, așa este legislația țării. Dar pe lângă asta, pe lângă asta, odată ce vii și câștigi și proiect de cercetare, se automat adaugă. venitul poate să ajungă mult mai mare, se dublează, se triplează. Și este <coughs> încă un element prin care să reușești să pui în valoare resursa umană de top. Că, de fapt, asta să... este ideea, înțeleg. Exact. Inteligența românească care exact. există, care se manifestă, care produce. Să nu pierdem, trebuie să o menținem aici. Pentru că avem, și m-am uitat și pe lista de aplicații, sunt foarte foarte mulți din străinătate cu rezultate excepționale. Eu m-am bucurat că avem români care au astfel de rezultate, dar pe de altă parte, eram și trist că cei români au plecat din țară. Că nu sunt că aici. N -au, n au rămas aici. Sigur, ei sunt la Harvard, la Cambridge, la Oxford. Sunt oameni de excepție, recunoscuți pe plan mondial, dar e păcat că nu au rămas aici. Așa este. Și scopul nostru la minister cât vom fi acolo este să, prin politicile pe care le implementăm, să reușim să păstrăm în țară resursa umană de excepție. Acei cercetători de top să rămână aici. Și dacă îmi permiteți un minut, o să vă dau un exemplu de investiție prin PNRR pe care iarăși am lansat-o. Acea investiție 8, investiția 8 din planul, din componenta nouă a Planului Național de Redresare și Reziliență, care vorbește despre atragerea din străinătatea resursei umane în specializate. Ne referim inclusiv la românii noștri din diasporă. Se aducem deci, înapoi. Ia, da, sunt, se vor finanța 120 de proiecte de cercetare de câte 1.400.000 de euro fiecare. E o sumă generoasă. Niciodată nu au fost în România competiții de un asemenea buget. Și va fi și o rată de succes suficient de mare, aproape de 50%. Deci noi, ne, prin această investiție, vom atrage resursă umană, fie că vorbim de cercetători străini, dar, repet, și cercetători români din diasporă, cu rezultate deosebite, vor veni și vor activa în... România, în centre universitare din România și în jurul acestor personalități se vor cristaliza echipe de cercetare formate din români și am pus condiții de eligibilitate ca în acele echipe de cercetare să se regăsească cel puțin doi doctoranți și cel puțin doi postdoctoranți, adică tineri cercetători. Eu investit, sunt 168 de milioane de euro care vin de la Uniunea Europeană către România. E o investiție extrem de Frumoasă. Foarte interesant da. ce spuneți dumneavoastră, foarte interesant și noi toți ne dorim exact așa să se întâmple, adică chiar să devină realitate toate aceste proiecte. Mai vreau să ne spuneți ceva în întâlnirea de astăzi, înainte de final, pentru toți cei care își doresc să vadă oamenii din această gala cercetării românești. Unde ar putea să-i urmărească? Se desfășoară în această, după amiază, începând cu ora 17 da. la atn va fi, va fi televizat evenimentul, pentru că este un eveniment important cu participarea, inclusiv a domnului prim-ministru, domnul Nicolae Ciucă, a domnului consilier prezidențial Păun, domnul ministru, vor fi multe personalități din mediul academic, din Academia Română, academicieni, profesori universitari de top. Evenimentul va fi televizat pe TVR internațional și TVR Info, începând încă ora 17, undeva la două ore, două ore și un pic durează Toată, tot evenimentul. Tot evenimentul da. Bun, deci premieră în România, cum spuneam astăzi, ediția întâi a Galei Cercetării Românești, să îi dorim să aibă cât mai multe ediții și să crească de la an la an cercetarea românească să înflorească, să fie recunoscută, să aibă fondurile necesare și să ne aducă și faimă și rezultate și... Să constituie o tradiție, că de fapt despre asta vorbeam astăzi, să facem să punem primele cărămizi la constituirea acestei aceste tradiții. Pas. Acesta primul e pas. primul pas, dar eu am un optimist, am, sunt foarte optimist, chiar, chiar am să, să mă exprim așa, sunt foarte optimist, pentru că am reușit să facem pași concreți. Până acum erau doar discuții, vom face, vom, cum ați spus dumneavoastră, deocamdată. Noi chiar facem pași concreți. Avem o suplimentare de buget, avem o strategie nouă de cercetare, inovare și specializare inteligentă, avem un plan, lucruri care s-au finalizat anul trecut, vorbim de lansare de competiții, vom face lucrurile, lucrurile acesta în lunile imediat următoare, avem bani atrași prin PNRR, deci perspectiva este una bună. Sper, sper. Deci... Eu și v-am spus, sunt optimist. Deci se întâmplă. se întâmplă, se întâmplă în România, exact. se întâmplă acum, se întâmplă aici și se întâmplă cu scopul uh, bine determinat de a pune în valoare resursa umană de top care există. Cu optimism a fost alături de noi uh, secretarul de stat din Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Andrei Alexandru. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes și să auzim numai și numai de bine. Cu siguranță ne vom mai întâlni. Mul mulțumesc cu mare drag, cu mare plăcere, mi-a făcut plăcere că m-ați invitat uh, astăzi vă doresc și dumneavoastră și uh, vă doresc mult succes, multă sănătate, putere de muncă dumneavoastră și spectatorilor. Mulțumesc mult! Mulțumim! Iată o poveste în care cenușărea sa se poate transforma în Ileana Cosânzeana. Ca să terminăm așa cum am început, să dea Dumnezeu exact așa să fie. Oricum, subiectul acesta rămâne pe agendele noastre ale tuturor și vom mai veni cu detalii cu siguranță și în cele ce urmează, în viitor. Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc dacă ați stat cu noi aici în comunitate și astăzi rămâneți în continuare pe 98,3 la fix vin știrile București FM, apoi Eugen și Marius vă așteaptă pe sens unic, iar noi ne reauzim mâine, așa cum știți, după ora 14 pentru o nouă ediție în comunitate. Până atunci, zi frumoasă tuturor!